Mă bucur că suntem atât de mulți, pentru că această serie pe care o începem astăzi, și anume o serie a întâlnirilor pe căile pocăinței, așa cum am gândit-o, este dedicată dumneavoastră, celor care, atât la scaunul de spovedanie, cât și în discuțiile particulare pe care le avem, v-ați arătat interesați și dornici să cunoașteți care sunt acestea, căile pocăinței. Suntem într-o perioadă specială, aceasta a postului mare, în care, sigur, sufletul nostru caută cu precădere întoarcerea către Dumnezeu, ceea ce este în fond pocăința, și nu întotdeauna găsește calea cea mai potrivită. De aceea, în seria de întâlniri pe care o deschidem astăzi, cu întâlnirea cu Părintele Dan Constantin Bădulescu, ne propunem să aflăm diferite modele, diferite exemple de întoarcere la Dumnezeu. Așa cum sunt ele arătate de Sfânta Scriptură, cum regăsim în viețile Sfinților și, de ce nu, chiar din experiența personală a celor care vor fi în fața dumneavoastră și vă vor împărtăși etapele, fazele prin care au trecut atunci când l-au cunoscut pe Dumnezeu, au înțeles sensul vieții lor și au făcut cu ceva efort pași către El. Astăzi seară avem o temă foarte interesantă, pornind chiar de la specificul sau tematica duminicii, această a doua duminică din post, care este închinată de Biserica Sfântului Grigorie Palama, cel care ne-a vorbit și ne-a lăsat în biserică învățătura despre lucrările sau energiile necreate ale lui Dumnezeu, un concept poate mai greu de pătruns, de înțeles cu mintea, dar sensibil de ușor de simțit. L-am invitat pe Părintele Dan Bădulescu din mai multe motive. Primul este faptul că m-a impresionat povestea sa de viață. În mare, v-am spus-o, apare și în mass media, v-am transmis și câteva linkuri în care dânsul personal sau alții despre dânsul au povestit evoluția de la membru al unei formații de rock la slujitor al altarului, trecând prin toate experiențele mai bune sau mai rele ale vremurilor, atât în perioada comunistă cât și după anii 90, un lucrător în administrația bisericească, deci unul care a cunoscut și din interior sistemul și mecanismul bisericii. Un alt motiv este acela mai apropiat de suflet, faptul că dânsul, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, eu, spre rușinea mea spun asta, am aflat cam târziu, locuiește în parohia noastră, iar nu în cele din urmă, faptul că a avut o preocupare pentru cuvântul frumos, pentru tot ceea ce este sensibil în existența umană și mai ales, deși a ajuns la o vârstă la care poate da lecții, vorbește foarte mult și sfătuiește pe tineri. Și mă bucur că sunt aici câțiva dintre tinerii cu care noi în general lucrăm în parohie, pentru că de mult am intenționat ca despre tema pe care Părintele o abordează să vorbim la o cateheză cu tinerii din parohia noastră. Am amintit de temă. Este dată această temă tot de Părintele Dan, care și-a dorit intitulat această prelegere foarte frumos și potrivit pentru duminica aceasta, cu mintea la cer și picioarele pe pământ. Iar de aici încolo se cuvine ca eu să tac și Părintele să ne vorbească. La sfârșit o să vă invit pe aceia dintre dumneavoastră care aveți întrebări, nelămuriri, lucruri pe care doriți să le aflați și din altă sursă, că pentru aceasta sunt invitații noștri, altă sursă decât noi, slujitorii acestei biserici, vă rog să adresați toate gândurile dumneavoastră. Părinte Dan, iertați introducerea un pic prelungită. Foarte folositoare, pentru că sigur că există și situația în care te autoprezinți și spui, eu am făcut și Andrei și nu știu ce și
Nici nu știu cu ce să încep din atâtea. Poate că căile pocăinței sau ușile pocăinței, na, că uite, stăm în pot și e și cântarea, nu? Și căile, da, căile duc la niște uși, nu? Ca să intri pe ușă. Până la ușă e calea. Deci e potrivit și căile și ușile. Hai să intrăm acum mai în subiect. Cum e cu căile pocăinței și cu pocăința? Acum, cuvântul ăsta, pocăință, da, e cuvânt tradițional, cine știe în limba noastră când a fi intrat, așa se folosește de 1000 de ani, cine știe, mult. Și noi zicem pocăință, pocăință. Da, dacă vedem în limba greacă, pentru că totuși teologia a fost elaborată în primul rând în limba greacă și de-abia mai încolo, mai încoace spre noi, nu mai încolo, mai încoace au apărut teologi în spațiul rusesc, sârbesc, românesc, bulgăresc, dar Sfinții Părinți, cum zicem noi, așa, erau vorbitori de greacă. Bine, Isaac Siru, Efrem Siru, a fi fost așa ceva din alt spațiu, dar greaca e clar, limba teologiei. Și acolo în greacă îi spune metanoia. Pe metanoia s-a tradus în pocăință. Ce mai fi și aia metanoia? Acum, meta, da? Metamorfoză, ceva, ați mai văzut. Noia ce este? Poate clinic paranoia, chestii de-astea, noia. Noia vine de la nous, adică minte. Și meta, dacă am zis metamorfoză, ce ziceți că e metamorfoză? Prefacerea în ceva, în ceva, da? O prefacere. Mă dau peste cap și mă prefac în crocodil. Așa, da. Metanoia, deci prefacerea minții. Așa s-ar traduce dacă o luăm din greacă. Păi stai că pocăință nu sună deloc ca prefacerea minții. Dar ce înțelege lumea? Și când spun lumea, începând cu noi, popii, cu dumneavoastră, cu ăștia de pe stradă, și ce s-a pocăit, e pocăit. Ce pocăiți erau niște sectanți. Bine, noi suntem ortodoxi, nu suntem aia. Dar mai e și cuvântul căință, nu pocăi, căință, s-a căit. Păi înseamnă că îți pare rău. Dar de ce îți pare rău? Deci de păcatele care le fac. Aha, deci pocăința este legată în mentalul nostru românesc de o părere de rău pentru păcatele făcute și bineînțeles că pentru cei din biserică urmează și o spovedanie, adică mărturisirea, spovadă, spovedanie, mărturisirea păcatelor care se face de o vreme încoace numai între 4 ori cu duhovnicul, pe vremuri știți că era publică, nu mai de mult așa ceva, pentru că se produceau niște sminteri. Dacă spuneai niște chestii foarte intime și personale, vă dați seama cam ce eco era. Și nu se mai face de mult în public, se face numai așa, între 4 ochi, cu duhovnicul, mai avem și secretul spovedanii. Pe vremea aia nu era secret, că spunea și afla toată lumea. Ei, dar cum e cu prefacerea minții? Stai așa, părinte, că ne-ai zis adineaur că nu însemna părerea de rău. De ce a ajuns la noi așa, nu știu să vă spun semantic și lingvistic cum au tradus-o și nu știu ce, dar mentalul nostru recunoaște că asta spune pocăință, zice, uite cu tare i-a părut rău de păcate. În sensul original al cuvântului, nu părerea de rău și nici măcar mărturisirea nu era centru, ci centru era prefacerea, dacă vreți, mentalității. Pentru că noi avem o mentalitate, să zicem așa. Și mentalitatea asta, a noastră, este din start proastă. Și mai se spune de omul vechi, omul nou, Părinte Tudor are omul vechi și omul nou, dar nu numai el, toată lumea zice, trebuie cumva ca noi să părăsim mentalitatea omului vechi sau omului firesc și să trecem la omul duhovnicesc. Și ca să treci la omul duhovnicesc, trebuie să schimbi mentalitatea. Ca să schimbi mentalitatea ce ai de făcut. Multe chestii, printre care pocăința asta românească. Deci, eu aș putea să fac o combinație, să zicem, hai să o propunere.
să spunem pocăință ca prefacerea vieții și căință să fie părerea de rău, ce ziceți? Și pocăință să fie mai mult decât că-ți pare rău. Pentru că nu e suficient doar să-ți pare rău. Asta e un lucru. Bine, îmi pare rău și m-am spovedit. Mi-a dat și iertare. Și ești pe ușă și ce faci? Sunt ușurat că mi-am spus păcate. Bun, foarte bine. Și de aici încolo, ce ai de făcut? Ajunge să-ți pare rău? Nu. Tu trebuie să ai o altă percepție, o altă perspectivă asupra vieții, asupra relației cu Dumnezeu, asupra relației cu semenii. Și chestia asta nu se dobândește după ce te-ai spovedit și ai postit și ai făcut. Asta se face până mori. Nu e un termen de pocăință. De când ai început să te pocăiești și până mori, tot faci. Deci este un proces care are niște etape. Sigur, este un urcuș duhovnicesc, dar urcușul nostru nu este liniar, că nu suntem evoluționiști și avem fel de fel de oscilații. Și la anul s-ar putea să fiu mai tâmpit decât sunt anul ăsta, după atâta pocăință. După 70 de ani, eu să mă prostesc. Deci, asta e o cădere, acum ai căzut, te ridici. Și nu numai astea de 70 de ani, ci aia de 17. Este valabil la orice vârstă. Deci pocăința nu e așa. Este, uite așa. Și întrebarea e, când murim, cum ne prinde? Pe ce parte? Suntem așa sau suntem așa? Da. Și să dea Dumnezeu să fim așa. Bine până aici? Cu pocăința. Deci să privim pocăința în sensul prefacerii minții. Pentru că eu am venit aici, am zis, uite, să dăm exemple și din viețile sfinților și din viețile, cum ai spus, nu știu, ăștia, din experiența zic, personală. Experiența personală, așa. Viețile sfinților și Sfânta Scriptură se pot citi și acasă. Da, dar experiența de la om la om, împărtășirea unor etape prin care trecem fiecare, apropo de sinusoidal asta? Sunt și așa, și așa. De, despre asta trebuie să ne spuneți. Asta este. Bun. Dar am plecat atunci de la un concept de ăsta mai lumesc, zice, viața bate filmul. Deci bate și filmul, bate și cartea. Și sigur că pe Isaac Siru nu poate să-l invite pentru că nu mai e de mult printre noi, ci e o carte. Și poți să ori cartea așa, ori unul viu. Deci, până la urmă, fără falsă modestie, unul viu e mai viu decât Isaac Siru. Mai credibil. Este o carte, nu așa? Mai credibil. Ai nevoie de unul viu. Că pe vremea lui Isaac Siru era viu. Era un om care niciodată vorbea cu ăia, nu-i așa? Asta este. Și-a lăsat învățăturile lui, cartea foarte bună și folositoare, dar nouă ne trebuie ceva palpabil și concret, corect? Să avem unul așa. Cum e cu sfinții? Mi-a zis-o și pe asta. Există termeni care au un înțeles restrâns, mai larg, mai larg și faci zoom. Ca asta, când faci zoom așa, termenul cuprinde ceva mai larg. În sensul strâns al cuvântului sfânt, care e un cuvânt de origine slavonă la lui Sveti, da? Așa. O să ajung și filorus acum, dar asta este. Putinist, Sveti e din slavonă și noi am spus sfânt. Dar în grecește zicea Agios. Și zice așa cum. Agios, Agios, da? Sfântul. Sanctus este în latină. Păi, dar ce înseamnă Agios? Că și Agios l-a luat din ebraicul Kadosh. Și însemna ceva. Știe toată lumea ce înseamnă? Sigur, păi, cum să nu știm. Mergem la biserică, de atât avem, ne pui întrebări. Păi, Sfântul este Sfântul Nicolae și Sfânta Paraschiva. Deci aia din calendarul. Avem calendarul și sfinții zilei. Ei sunt. Și cum sunt ei? Păi zice, i-a canonizat la un moment dat biserica. Știe lumea ce înseamnă că i-a canonizat. A făcut așa, s-a stabilit, uite, viața lui, dovezi, minuni, chestii. E Sfântul Nicolae și punem o dată în calendar și facem o slujbă. Face ca acatist, canon. A, zice, sunt și sfinți cu cruce, așa, roșu, avem tot felul de sfinți, nu sunt toți la fel. Mari sfinți, sfinți mai mijlocii, sfinți fără nicio cruce, care nici nu știm ce au fost, dar sunt acolo în calendar.
Bun. Gata? Nu e gata. O mai fi și alții. Ia să mai vedem. Păi, zice, cei care s-au mântuit și sunt în rai, de când a început, de la tâlhar și până acum și până la sfârșit, nu sunt și ei sfinți? Păi, nu sunt în calendar. Și dacă nu sunt în calendar, ce înseamnă că nu sunt sfinți? Dar ce înseamnă sfânt? Uitați ce înseamnă sfânt. Înseamnă deosebit. Ales. Deosebit de. De ce? Păi noi când spunem Sfânta Cruce, noi zicem așa? Păi zice, sunt multe cruci, da? Asta e Sfânta Cruce. Sfintele Icoane. Sfânta Anafură. Sfânta Aghiazmă. Sfintele Slujbe. Deci nu numai oamenii sfinți. Iată că sunt și obiecte care sunt sfinte. Sfânta Copie, Sfânta Dumnezeu, Sfintele Vase, Sfântul Disc, Sfântul Potir. Toate astea sunt sfinte. Păi de ce sunt sfinte, mă? Pentru că există multe cruci. Dar crucea asta este deosebită de o cruce oarecare. Vasele bisericești, e un disc și un potir. El este Sfântul Potir. Pentru că este deosebit de un pahar. Aici e apă, dar aghiazma este o apă sfântă, sfințită, dar chiar sfântă. Ați înțeles de ce? Deci, nu numai persoanele, oamenii, sau îngerii, sau așa, ci chiar și anumite obiecte, și nu anumite. Tot ce este în biserică este sfințit. De ce? Dar la biserică îi zice Sfânta Biserică, dacă e solo. Noi zicem, am venit la biserică. Asta e sfântă, pentru că blocul ăla de vis-a-vis are și la oameni, are mobilă, tablouri, chestii, nu știu cum. Ce deosebire este între ce aici și ce ăla de vis-a-vis? Păi este mare deosebire. Ați înțeles? Deci este un loc sfințit sau consacrat, cum ziceau latinii, că tot aia înseamnă consacra, sacru, sacru și profan. Deci când a intrat pe ușă, a intrat într-un spațiu sacru sau sfânt. Ia uite ce lărgire! Bun, cei care din omenire au ajuns și s-au mântuit, sunt toți sfinți, chiar dacă sunt anonimi și habar n-avem cum îi cheamă și sunt milioane și nu știu cât or fi, de la început s-au mântuit milioane de oameni. Cine știe cum îi cheamă? Domnul. Mă, sunt sfinți? Da. Chiar dacă nu sunt în calendar. Bun, ne-am lămurit, dar aia nu mai sunt vii, sunt pe lumea ailaltă. Dar Sfântul Paisia Ghioritu, dau și așa un mai nou, el l-a sfințit, a fost sfânt când l-a canonizat sau a fost și în timpul vieții? Întrebare de baraj. Nu cumva și când trăia era sfântul? Da. Ce, da, ziceți voi, băi, ați optit că era sfânt și când era viu. Păi nu făcea păcate? Sigur că făcea. Om fără păcate, Domnul și Maica Domnului, da. Sfântul Paisie nu era. Era și el supus păcatului și greșelii și chiar făcea păcate și greșeli. Și înșelări. Și el. Și el. Și Silvana Tăritu și ăsta. Da. Și Sfântul Vasile cel Mare și Grigore Palama. Dar erau sfinți. Deci, atenție, n-au venit sfinți în ziua când l-a proclamat. Că unii mi-au spus, vorbeam așa de Ștefan cel Mare, apropo, de, era într-un context, și zic, Ștefan cel Mare era iute la mânie și vărsătoriu de sânge. Putea, când se supăra, scotea palul și tăia capul, nu mai era la judecată. Păi, zice, mi-a zis un părinte, da, dar a durat 500 de ani până a canonizat. Păi și 500 de ani n-a fost sfânt? A făcut sfânt al alteri? Păi nu! Nu! Consacrarea doar constată, dar nu spune, bă, de azi e sfânt. Credeți că e așa? 500 de ani n-a fost sfânt și a fost al alteri? Nu! A fost sfânt, dar a durat, de ce? Domnul știe, din anumite motive, procesul de canonizare s-a întârziat. Iar pentru unii, iarăși, avem noi niște sfinți propuși să fie canonizați și zicem, așteptăm. Și zice, uneori biserica a durat vreo 100 de ani, nu știu, alteori l-a făcut după 10 ani. Deci e o perioadă fluctuantă și nu e important. Important e că acești oameni erau sfinți încă de când trăiau. Și ce înseamnă că erau sfinți? Erau deosebiți de cine, măi? De cine sunt fost? Vorbind de ortodoxi.
nu mă bag la francii de Assisi, nu știu ce acolo, au și sfinții lor, dar hai cu ai noștri. Deci erau deosebiți de ceilalți creștini ortodoxi, deosebit de buni, deosebit de creștini, deosebit de ortodoxi, de milostivi, de făcători, de minuni, etc., etc. Așa e? Da. Dar ce e cu creștinii ortodoxi? Ia uitați cum începe lupa să răgească așa mai mare și devine mai inclusiv termenul. Și am învățat noi pe la teologie, dar nu neapărat că lumea trebuie să știe asta, la slujbe deodată noi avem, e trasă vera, perdeaua, cortea, că nu știți ce advera, și zice să luăm aminte sfintele sfinților. Bunul Sfântului Domn, bun. Și-o fi aia sfintele sfinților. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să știe, alții s-ar putea să nu știe. De obicei nu se știe. Nu interesează pe lumea, ci știe că după o vreme trebuie să ia lumânarea, să vină la împărtășare. Dar care sunt sfintele? Ce sfinte? Și ce sfinți? Păi sfintele daruri, care sunt alea mei? Pâinea și vinul care se aduce la altar sau mai nou se face prescura, face o bătrânică curată și cum se cade face prescura și aduce cineva un vin să facem cu el. Și care acestea se prefac în urma rugăciunii în trupul și sângele Domnului, adică nu mai sunt pâinea și vinul pe care le-a adus sau prescura, ci au devenit sfintele dar, adică Sfântul Trup și Sfântul Sânge. Ia-ți că le-ai Sfântul Trup, nu e orice trup. Este trupul lui Iisus Hristos și sângele lui. Chit că arată și are gustul exact ca orice pâine și ca vin, nu s-a simțit nimic ce ați simțit voi când l-ați luat, că bă, ce gust are. Nu are gust de aia. Zice, vin alb, vin așa, unul mai acru, unii aduc vin mai dulce, cum s-o fi, dar tot a vine. Adică noi nu simțim, nu vedem ce s-a transformat, ci doar avem credința, da? Noi credem și noi care facem popii, care facem azi, dumneavoastră, că acolo nu mai pâine și vine aia, nu mai pâine și vine, e trupul și sângele. Deci sfintele daruri, sfintele sfinților, adică cu Sfântul Nicolae, lui Sfânta Paraschiva, nu lor, dar cui mai? Păi lui Maricica, lui nu știu ce, lui Popa Giger și lui Ionel. Adică ăștia. Cum? Păi pentru cine le-am făcut? Întâi ne împărtășim noi, diacon, și pe urmă deschidem și zicem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați ca să vă împărtășiți cu sfintele. Ia uite, și cine sunt sfinții în momentul ăla? Nu se poate. Păi eu știu pe asta că e o babă, o travă, ăla în jură de moare, ăla e curvar, să fie ăștia sfinți, vai de capul lor, habar n-are în rugăciuni, nu a făcut minuni și totuși e sfânt. E posibil așa ceva? Păi e posibil pentru că altfel nu mai ziceam. Și sfintele nu pot fi date unor tembeli sau unor normali, trebuie să le dai unor sfinți. Păi zic, cum adică și ăsta e sfânt sau, uite, și popa, știu eu că ține o mândră acolo, are și afaceri, nu știu ce, ăla e sfânt. Zice, în sfinția ta, da, de respect, da, nu e sfânt. E curvar și afaceri și bețiv și mai și fumează. Păi cum să fie sfânt un astfel de om? Ia-uzi colea. Că da. Deci, într-un sens larg, cei care se împărtășesc, începând cu noi și terminând cu așa, sunt sfinți. În duminica asta ați avut și voi. Poți imagina că nu s-a că e și post și la noi s-au împărtășit mulți. Și nu numai de la copii până la moși. Deci, paletă largă care ăștia sunt sfinți. Ia uite, băi, ce chestie. Bun. Am terminat cu sfinții? Nu, n-am terminat. Dar ăștia care nu s-au împărtășit, ăștia nu sunt sfinți. Deci s-a făcut deosebirea între cei care vin la slujbe și cei care s-au împărtășit. Sfinții întâia că s-au împărtășit. Bine, bă, ăștia sunt.
Dar stați așa, că mai avem niște deosebiri. Să spui cât timp avem de vorbit, să facem un semn când se apropie. Nu se apropie. Așa, la trei ore de... Asta o să-mi facă mai semn. Mai un bonus. Cu la piciorul pe sumață. Așa, da? Face semn cu piciorul pe sumață, gata, ajunge că i-ai omorât. Vine așa. O parte dintre dumneavoastră, cei care veniți în mod constant la biserică, s-a instalat un termen mai nou, așa zice, practicanți religioși. Sună foarte practicanți religioși. Cine sunt noi? Ăștia care vin la biserică mereu, își fac rugăciunile, au și o mică pravilă așa, mai fac și mătănii, să spovedesc, să împărtășesc, mai vin și la Sfântul Maslu, ăștia sunt oamenii duși la biserică sau practicanți religioși și eu le zic bisericoși, pentru că s-a scos cuvântul bisericos că a devenit peiorativ. Bisericos e cineva care nu e bine așa. Dar pentru mine bisericos nu e caragioșic așa, ci eu, decât practicare, zic, voi sunteți bisericoși, că veniți des la biserică, spre deosebire de restul cartierului care vine la botez, la nuntă și la mormântare, și la parastas, și de moși. Și vine și la înviere, se aprinde lumea și pleacă. Deci ăștia sunt grosul. Deci atunci cei care sunteți bisericoși față de restul cartierului sunteți fiți doar prin faptul că sunteți bisericoși. Atenție! Bisericoșii față de ceilalți, teoretic, apropo de carte și film, ar trebui să fie superiori moral, să fie mai miloși, mai buni, mai nu știu ce, și câteodată se vede că suntem mai răi decât aia de vis-a-vis. Suntem mai afurisiți, mai răi, mai invidioși, mai nesimțiți, mai nebuni. Păi cum vine asta? Deci ești dus la biserică și tu ești mai rău decât ăla care nu vine. Se întâmplă așa? Am întâlnit. Ori pentru mine asta a fost nu un șoc, dar a fost o chestie, o revelație neplăcută, că în cărțile pe care le citeam, eu când am venit în biserică, am zis, voi da de sfinții de aia, de unul și unul, copii sunt așa credincioși așa, și am dat de realitatea pe care o știm. Așa. Și a început picioarele să atingă încet, încet pământul. O să ajungem și la asta. Terminăm cu sfinții. Deci, totuși așa, tembele, afurisiți, nesimțiți, nu știu ce, ăștia care sunt bisericoși, sunt sfinți că vin la biserică. Păi, dar ce facem cu cartierul? Păi, sunt sfinți și ei. Ai, părinte, deja ai depășit bunul simț. Păi, de ce suntem sfinți? Pentru că cei din cartier, marea majoritate din cartierele noastre sunt români. Mai sunt și câte un arab, câte un ucrainean, câte ați văzut în ăștia de duc mâncarea în spate, dar ăștia au venit alaltăieri. Dar noi suntem 90 și ceva la sută din cartier români garantat. Și mai ce? Și ortodoxi. Deci marea majoritate din România, din București, ăsta vă garantez că suntem ortodoxi spre 90%, cel puțin. Da? Bun, dacă suntem ortodoxi, pentru că nu avem absolut niciun merit, bă, da, deloc, decât că ne-am născut aici. Dacă ne nășteam în Filipine, nu eram ortodoxi. Dacă eram în Singapore, nu eram creștini. Și așa mai departe, da? Dar uite că noi, din voia celui de sus, zicem noi, nu a cerului, așa, adică lui Dumnezeu, a dat ca noi să ne naștem în țara asta pe care atât de mult o criticăm și românica și o facem în toate felurile și pe bună dreptate, că avem niște cusururi groaznice, dar totuși suntem creștini ortodoxi. Mare lucru pe care de obicei nu-l apreciem, nu ne dăm seama ce înseamnă asta și atunci nu ne-ar mai păsa nici de Abu Dhabi, nici de America, de nimeni. Ăsta e un loc binecuvântat, dar la care noi nu avem nicio contribuție și ar trebui să fim recunoscători și să facem și ceva, să arătăm că merităm soarta asta bună, că e o soartă. Nici părinții n-au hotărât, nici noi. A zis Dumnezeu, aici. Vă dați seama? Deci față de creștini, acum știți că în lume există poate 2 miliarde de creștini, n-am numărat, dar ceva miliarde. Da, cât sunt ortodoxi? Maxim 250 de milioane. Nu știu dacă suntem 300 de milioane. N-avem numărat și voi, că rușii au vreo cam pe acolo.
Și lumea are aproape 1 miliarde, are vreo 7 miliarde la ora asta. Și din 7 miliarde de oameni pe pământul ăsta, sunt 200 și ceva de milioane de ortodoxi. Da, de creștini, bun, poate că 2 miliarde, nu știu, mai mulți. Păi și restul ce sunt? Noi le zicem eterodoxi. Adică ortodoxi, dreapta credință, de fapt dreapta slăvire este ortodoxa. Orto, drept, doxa e slăvire. Dar și dreapta credință, evident. Și ei la alți ce sunt? Heterodoxi. Deci au o doxă care este, nu e dreapta credință, e alta. Păi ea sunt marea majoritate. Dar zice, sunt creștini? Există grupuri de ultraortodoxi care zic, nu, creștini suntem doar noi ortodoxi. Au decretat, ea nici nu merită să le zici creștini. Păi de ce, bă? Păi că sunt eretici. Sunt creștini eretici. Dar ei cred în Sfânta Treime, cred în Domnul Iisus Hristos, cum poți să le negi? Nici măcar creștini nu sunt catolici, nici până și penticostale. Ce? Au Sfânta Treime, au ceva. Și Iisus Hristos, nu? Pentru ei Iisus Hristos e Dumnezeu. Dar nu sunt ortodoxi. Deci în cadrul acestui mare creștinism, care are peste 1 miliard, catolici sunt 1 miliard doar ei, mi se pare, noi, grupul ăsta, suntem sfinți prin simplu fapt că suntem botezați ortodoxi. Suntem deosebiți. Și mă opresc aici pentru că și creștinii ar fi în general sfinți că se deosebesc de ceilalți așa, dar deja acum ajunge. Deci ați văzut, am pornit de la calendar și unde am ajuns? Deci sunt grade de sfințenie. Sunt cercuri și grade. Toți creștinii ortodoxi sunt sfinți față de restul. Pentru că sfințenia este o chestie care e comparativă. Trebuie să compari un lucru sfânt cu ălălalt. Deci am zis Sfânta Cruce să compară cu alte cruci. Sfânta ce vreți voi să compară cu alții. Asta înseamnă categoria. Dar ce vă spun eu, sfinții sunt, aveți sfinții zilei și cei din calendar. Sigur că așa e, dar ce am vrut eu să vă spun, nu ca să vă șochez cu noutăți cu astea, să înțelegem mai într-o perspectivă mai mare și când deodată plecați de aici pe trei cărări zicând, mi-a zis părintele că eu sunt sfânt sau sfântă și eu până acum credeam că sunt varză, nu cu carne că stăm în post și totuși am auzit că sunt sfânt. Acum când auzi o chestie de asta și eu spun așa și gubăț, dar lucruri ultra serioase, mai serios ca atât, nu știu ce poate fi, și sper că și adevărate, deși v-am zis adineaori că fiind supus greșeli, eu pot să aiurez și să fiu înșelat și să înșel și pe alții, oricând. Și după zeci de ani de preoție și de mănăstire, tot pot să o iei pe coclauri. Și atunci, ce spun eu, sigur că ar putea fi cumva șocant sau trebuie verificat. Ia să vedem, de unde a scos-o, din ce sfinți părinți, ce are sens, are vreo logică, ce spun eu. Și voi ați cam crezut că are logică, ce spun eu. Nu e absurd, e doar nou. Dar aberant nu e, nu? Deci au sens, deosebit de... Iar pentru că acum vorbim de, nu de orice deosebit, că și... Simona Halep este deosebită de orice fată care a pus mâna pe tenis. E campioană, a fost numărul 1. Deci, campionii sunt și ei deosebiți, dar nu sunt sfinți. Dar aia de ce nu sunt? Pentru că noi acum ne gândim la raportarea omului față de Hristos sau de Dumnezeu, de Sfânta Treime, nu numai de Hristos. Nu de cum știe să dea cu racheta sau cum știe să cânte la chitară sau mai știu la ce face. Performanțe umane există. Un pictor extraordinar, un actor genial, scritori, sunt. Ăștia sunt. Hai dacă faceți analogie. Sfinții din calendar sunt top 10 din tenis. Ați văzut, sunt top 10, top 100, 5.000 și restul care joacă în parc. Aia top 10 sunt sfinții din calendar, ați înțeles? Deci asta, dar și top 100 e bine să fie. Și top 500, dar fiecare din noi suntem pe o treaptă. Însă faptul că părintele ne-a încurajat și ne-a zis că suntem sfinți și nu glumea, vorbea serios, chiar eu sunt sfânt.
eu cu atât mai sunt sfânt, dacă voi sunteți, dar mi-te eu, atunci se încadrează și la viețile unui sfânt în viață. Deci aici vă vorbește un sfânt în viață, care uite ce a făcut. Ați văzut însă în ce categorie, da? N-am ajuns în calendar, că încă sunt viu și nici nu știm dacă voi ajunge măcar în rai, nu e sigur. Dar până una alta, până când respir și vorbesc, eu sunt sfinția ta. Adică uneori ni se spune așa, la episcop preasfințitul, la înalt preasfințitul, dar noi cine suntem? Sfinția ta, să fie, da, prea ucernice. Așa ne mai zice cineva, mai e așa, sau părinte, alții a zis popa. Zice, nu. Am auzit-o asta la, ești așa, mi-a spus așa, că popă, zice, dar nu popă, dar cum, mă? Preot. Păi și popă, nu e bine. Păi tu vorbești serios? Da. Este peorativ, e așa. Păi zic, popa Nan, popa Soare, unde stăteam era biserica popa Lazar. Păi lui ăla îi spunea ca să râdă de el. Mai avem popa Tatu. Lumea așa îi spunea, nu râdea de el. Cum să fi râs de popă? Popa, așa. Popa e cuvânt. Da. Un preot. Altul a venit că prezbiter. Bă, de capul meu când iau pe ăștia de doare bila. Se zic că prezbiter, nu, nici preot nu vrea să audă. Și nu spune nimeni popa, spune preot. Bine, bă. Derapaje, bă. Era el de asta. Dacă acum trecem la experiența personală, hai să intrăm și în asta, că am făcut-o, am luat-o pe toate părțile, doar să scap. Așa sunt căile pocăinței. Dar am zis că eu am făcut de-a lungul anilor niște emisiuni și la Trinitas chiar și spunea, uite că era interesat, uite, un preot care a fost mare chitarist, mare rocker și nu știu ce, și acum cum a trecut ieri, deci un caz, sigur, un salt mare și rar. Că atunci era interesat și o povesteam, uite că am făcut așa, că am vrut să nu știu ce. Și după ce am făcut 5 emisiuni de astea, cei care sunt și pe YouTube, parcă nu mai îmi vine să vă mai spun și vouă, bă, mai știți voi cum cântam și unii sunteți mai așa, mai copți la vârstă și vă amintiți și de trupele în care eram și nu știu ce. Eu eram chitarist, deci nu eram așa solist vocal sau folkist ca să mă știe lumea personală. Eram muncitor mai în spate, așa, chitarist e așa, nu o vedetă, decât într-un cerc specializat de chitariști care zic, uite asta ce solo face lumea, să uite la vocalist, nu la chitarist, instrumentiști, așa, deci nu eram o vedetă, nu un nume așa ca Mircea Baniciu sau cine, Aurelian Andreescu, da, mă duresc, sunt pe acolo, poate, dar am cântat în trupe de elită și cu soliști și folchiști de elită, asta da, în spatele lor, stăteam eu. Sunt născut în 52, da, bun. Sunt botezat de mic. Sunt și român, Bădulescu. Mă cheamă, mai am eu alte chestii în neamuri, dar predominant român. Și născut și în București. Dar în anii 50 cum era? Cum credeți voi că arăta societatea? Acum zice să nu dai un exemplu prost, părinte, că le spui oamenilor de circumstanțele atenuante. Dar de ce eram eu ateu? Tu trebuie să zici, eu am greșit că eram ateu, chiar dacă eram în vremea. Nu-i chiar așa. Pentru că după ce îți faci un examen la conștiință, să zici, da, bă, puteam eu să nu fiu ateu? Pentru că întrebarea este la concret. Nu poți nega niște circumstanțe. Una e să te naști în 1400 și într-o familie preoțească și alta într-o familie normală din 1950. Și familiile normale din București 1950 erau cel puțin pe afară de biserică, dacă nu atei direct. Deci n-aveau nicio treabă decât să botezau, să cununau, să mormântau. Sau luau lumânarea aia de Paște. Atât. În vreme ce colcăia de marxism și de materialism, eu când am intrat la grădiniță, am fost la grădii, pormă la școală, ce auzeai? Auzeai că Dumnezeu nu există. Ne spunea așa, venea preotul în casă și eu ajunsesem să nu pup crucea, să nu iau microbi de asta, că igiena spunea, dacă vine ăsta cu asta, cine știe cine a mai pupat.
Și mă, n-am mai venit. De la un moment dat nici n-am mai venit în casă la noi. Venea cu, asta, cu botezul, cu icoana. Deci, paralel, total. Și o duceam foarte bine și fără biserică. M-am desfăcat așa, nu eram nici un golan, nici un derbedeu, eram un băiat ca toți băieții. M-am deosebit, apropo de deosebire, prin talentul meu muzical peste medie vădit. Și de la 14 ani am început să cânt la chitară și așa m-am deosebit. De altfel eram ca toți puștii și, și fetele, nu numai băieții, praf. Nici părinții noștri ne aveau cu biserica, iar noi eram botezați. Atât. Habar n-aveam și nici nu ne interesa. Sigur, biserica era alături, s-a auzea clopotul și ce. Deci vă dați seama, noi trăiam foarte bine, adică ne descurcam, era ok. Și în felul ăsta ar fi o circunstanță, bă, dar cum am pornit eu așa de ateu, sau materialist, că asta era. Până m-am învățat la școală chestia, materialismul ăsta, nu neapărat comunismul, că comunist n-am fost niciodată, am fost utecist că și pionier, că așa se făcea, dar n-aveam niciodată. Când eram mic de tot, atunci credeam în socialism, așa, până la 10 ani, dar după 10 ani s-a ales praful și am rămas doar cu, am rămas din perioada aia mică doar cu concepția materialistă, nu comunistă, nu eram cu partidul ăsta, dar așa, că universul e infinit, nu? N-are început, n-are sfârșit și omul, bineînțeles că se trage din maimuță și să facă altceva și că după ce mori, ai murit și s-a terminat cu treaba asta, dar continuă specia prin urma și va evolua spre, nu spre comunism, nu știu, spre omul. Aveam o chestie interesantă la un moment dat, când gândeam, bă, cum va evolua specia umană, în ce? Și era o ființă așa, un fel de AI, așa, care era semi-uman, așa, deci devenea numai mental, scăpat de patim de chestiile astea, cum zicem noi, o metanoie, dar de asta materialistă, n-avea treabă cu Dumnezeu. Și așa m-a apucat pe mine studenția, chestia a mers, până când vine o vreme, da, totuși crescând, în care spui niște întrebări. Bă, dar totuși așa o fi? Nu cumva? Și de nu cumva ăsta, și sigur prin ghidarea nevăzută a Dumnezeu, îți ies în cale niște chestii, o carte, un om, o ceva, și zici, ia citește-o și pe asta. Și eram însurat, aveam copil, atunci mai eram student, 28, așa, și mi-a intrat pe mână. Primul pas, care credeți că a fost? Astrologia. Deci, de zodie, am zis noi până liceu, dar tata și cu uchiul meu râdeau, făceam mișto de... Era o mătușă care ia cu zodiile și râdea cu prostiile tale. Bineînțeles, eu fiind băiat, am râs așa, dacă râdea tata și uchiul. Și până când a venit o duduie pe la noi și a zis, ia zi, când ești născut? 31 iulie, aha, deci leu, da, ia fi atent. A deschis cartea și ce a început? Nu horoscop, fiți atenți, nu în sensul să ghicească ce o să fac, ce o să trec. Nu, partea ailaltă, dacă o știți, în care îți descrie cum arată un tip născut în zodia cu tare. Profilul tău, na, profilul tău, ești un tip așa, coleric, temperament, chestii, inclinații, chiar și cu sururi. Păi da, să cam potrivesc. Ia mai zi și ia, ia-o și pe nevasta, ia-o pe mama, ai taur, ai vărsător, așa ce. Mă, și citind, mie mi se părea incredibil de cum de se potriveau chestiile astea. Ziceai că ăla e. Și am început să nu mai râd, să le iau mai serios. Și până când am luat-o cu arme și bagaje și umblam eu și așa întâia, ia zi tu, așa, când ești? Păi mă, citeam ăla că scau ochii mari, se potrivea 80%. Deci asta însemna astrologie la mine, înțelegi? Nu horoscop să-ți fac, hai să-ți ghicesc eu ce o să faci, deci nu mă interesa ghicirea viitorului. Asta e horoscop, știți? Și domne, tu ai planetă și planeta Saturn îți face, dar de ce am eu, de ce scoleric? Pentru că soarele e în gradul ăla și berbec și tare și am început cu dalea. Și asta a fost prima chestie în care totuși nu era științifică treaba asta. Fac o paranteză. A spus de Sfântul Grigore Palama cu energiile necreate, da? Conceptul de energie este cam la modă acum. Sunt patru paliere. Primul cuvânt,
Energia vine din filozofia greacă. Știe toată lumea ce înseamnă? Nu. Înseamnă lucrare. Asta înseamnă energie. Bun. Din filozofia greacă l-au preluat cine? Al de Sfinții Părinți, nu numai Grigore Palama. Toți Sfinții Părinți, care vorbitori de greacă, foloseau cuvântul energia sau energia, dar ce sens i-a dat biserica, așa cum știți că era un templu păgân și ăștia se creștinau și în templu păgân punea altar și se făcea biserică, dar același local. Deci se prefăcea o metanoie. Deci am luat termenul din filozofia greacă, așa, și am dat un conținut creștin, și anume lucrarea, energia trebuie în sens creștin să aparține obligatoriu unei ființe. Ființa fiind Dumnezeu, dacă vorbim de energie necreată, dar și eu am o energie. Deci este lucrarea unei persoane, unei ființe. Nu impersonală. Ne-am înțeles? Dar pentru că noi la școală am învățat știință și materialism, am învățat teologie, am învățat de energia care? Ziceți voi, calorie magnetică, de-astea. Electrică, termică, de-astea erau impersonale. Cine face energia? O baterie? Deci nu avea nicio legătură cu termenul energie din teologie. E cu totul. Vedeți? Noi am schimbat din filozofie, ăștia l-au luat din teologie și l-au făcut științific. Și încă vin încă unii al patrulea strat, modern, New Age, și ăștia care vorbesc de energii pozitive, negative și te încarci cu energie. Stai așa, faci o de asta și te încarci cu energie. Parcă ai fi o baterie. Înțelegeți? Dar ei știu. Tu degaji energie negativă. Și o mai fi și aia. Deci nu e științific. E altă dimensiune. Asta e paranteza. Deci am cuvânt cu patru înțelesuri. Filozofic, teologic, științific și, hai să zicem, ezoteric sau chestii de-astea. La modă, acum, asta al patrulea. De, uite, părintele degajau energie pozitivă și ne-a încărcat și pe noi. De-aia ne este greu să înțelegem și de energii necreate, pentru că trebuie să fii cum era Sfântul Grigore Palama și de atunci, la ei energie însemna, ce zic eu, n-avea treabă cu știința și cu alea. Și atunci lor le era mai clar. Acum, din punctul nostru de vedere, ar trebui să ziceți energie egal lucrare, sau, dacă vorbim de asta, genul energie pozitivă, așa, noi avem harul. Deci, avem și cuvântul har, ăla ce-o fi? Păi și el este o energie, dar nu în sens științific. Nu poate fi măsurat. Zice, cum să măsoară că cineva n-ai har? Zice, aghiazma lui nu se strică. Sau cum să verifică dacă biserica are har? Și cineva disperat a zis, trebuie să avem ceva empiric, aghiazma. Prostie. Păi, aghiazma se strică și la Marea Mănăstire dacă faceți o greșeală. Deci vă duceți și lăsați busuioc cu ea. Vă promit că se va strica garantat din două chestii. Se va înverzi și va puți. Adică nu lăsați niciodată busuioc în ea, strecurați-l. Să fie așa, l-ați lăsat cu dalea, garantat se va strica chiar dacă a făcut-o Sfântul Sfinților. Da? Deci, pragmatic, lumea greșește cu chestia asta. Nu e un criteriu. Harul ăsta nu poate fi măsurat. Unii măsurau harul icoarelor, știți, poate avea o nuanță, se zice, biserica, cum să măsori, mă, harul, mă? Așa se măsoară. Deci nu e treaba asta. Deci e o altă definiție. Asta era paranteza cu energiile. Țineți minte că Sfântul Grigore Palama, sigur, e teologul care s-a contrazis cu Varlam și cu energiile. Acum, asupra mea, deci a venit primul moment în care s-a zguduit concepția materialistă. Deci nu mai era o explicație științifică, bă, dar de ce funcționează zodiile. Deși și acolo spunea, pentru că planeta cu tare sau soarele este în sectorul ăla. Și ei au ceva, totuși, care s-au explicație. Dar explicație și dacă e în sectorul ăla, de ce ți-o coleric? Sunt patru temperamente, le știe toată lumea, da? Coleric, sanguin, flegmatic și melancolic. Și erau patru elemente. Pământ, soare, apă, aer. Deci deodată am început eu să intru pe
o chestie deosebită de ce se preda la școală, și anume o știință tradițională, care pe vremuri, cele patru elemente, cele patru stihii, știți că sunt semne de foc, semne de apă, semne de aer, asta nu se învață la școală. Și acum înțelegeți că una trage pe alta și pe urmă au început să vină cărți și mai și cu tare, și cu tare, și cu tare, și cu tare, și antropozofie. Mamă, când am citit Rudolf Steiner, am căzut după cal. Deci chestii care pe mine mă uluiau. Nu am mai auzit în viața mea așa ceva. Și bineînțeles că atât a fost. A fost suficient un declic. După aia s-a deschis ușile pocăinței. Așa, retrospectiv vorbind, asta a durat niște ani în viața mea. Când m-am pocăit așa creștin și a venit la ortodoxie, pum din cap, aoleu, am fost ateu, aoleu, am fost New Age, nu știu ce. Păi eu dacă nu eram New Age perioada aia, cum aș fi trecut eu de la materialism la ortodoxie mâine? Păi vă dați seama că ăsta e un salt ca și cum sar după... Dar nu pot să sar după aia, trebuie să cobor pe o scară sau ceva. A fost o etapă necesară. Fără aiurelile astea, cu astrologie și antropozofie și yoga și I Ching și macrobiotică și toate nebunelile alea, n-ajungeam ăsta. Tare? Se putea? Pentru că alții sunt de mici, de la seminar, în familii preoțeni, ce? Eu am făcut drumul bătătorii și merg. Dar eu, e un salt, cu adevărat, un salt mare de tot. Chitariștii nu se fac. Saltul în situația mea, nici de cum nu este o situație normală sau standard. Deci asta e o chestie de data asta strict personală, prin care voi n-ați trecut și nici nu trebuie să treceți. Nicio problemă. Au mai trecut alții, dar nu neapărat că s-au preoțit. Deși există. Pentru că noi am fost foarte mulți. Gândiți-vă, când am terminat, eu eram 240. Deci din ăștia 240 erau puțini seminariști, erau minoritari, o clasă de seminariști. Restul erau liceu, facultăți, eu cu conservatorul, Tudor cu politenic, altul cu TCM-ul, altul cu TCM-ul, ce chestie. Și ăștia toți veniți la biserică, eu am mai trecut și până New Age-uri, și până astea, și până experiență, și pentru ei a fost un salt, nu era un drum, deci a doua facultate. În sensul ăsta n-am fost eu chiar așa ultra special, dar zice că ai venit din lumea rock-ului și nu știu ce. Hai să vorbim de lumea rock-ului. Acum, lumea zice rock, un golan. Bun, și mai ce? Droguri, femei, nenorociri, satanisme, nu știu ce, ocultisme, toate, tot ce e mai rău. Rock-ul nostru, socialism, nu era așa. Noi nu eram sataniști, nu ne droga nimeni, eu n-am fumat în viața mea o țigară, dar mi-te drog. Băutură, aia era o vodcă și o țuică, are tot omul. Femei n-am înșirat, în fine, deci nu mă consider că am fost un derbedeu, doar că cântam la chitară ceva și pentru mine nu era așa o viață abominabilă și imorabilă, așa imorală cum se imaginea cineva că trebuie să fi fost un rocker, având în vedere alte chestii. Rockerii socialiști erau destul de plicticoși. Nu făceam mari urgii, mari... Ce făceam? În primul rând, n-aveam cum să facem. Să știți, era o viață destul de muncitorească. Aveam repetiții multe, n-aveam echipă de scule, scăram noi sculele, noi repetam și eram în turneu. Nici n-aveai timp să faci urgii. Era o viață la Cenacul când am fost, era zi de zi o lună. Voi știți ce ea să fii zi de zi în turneu? Și într-o zi dădeai și trei spectacole. Deci eram capii. Îți mai ardea de trăznei. Și așa am ținut-o un an de zile. Eram la Iris, vă dați seama, și la Iris. Bă, cântam puține, 6 piese cântam, dar pentru alea 6 trebuia să fie acolo tot timpul și așa și începea la 4 după masa și ajungeam în pat la 2 noapte sau la 3 noapte. Eram zombi, dar eram tânăr. Deci nu prea aveai condiții să o duci în curvii și în beții și în... Și droguri nu existau. E alt rock. Dar eram atei. Asta ar fi cea mai rău lucru, dar nu eram noi rockerii mai atei decât Strungaru sau primeam ăla de politehnică, era fel de bou și ateu ca și noi. Eram o apă și un pământ. Nu eram mai răi. Hai să fim sinceri. Toți eram praf.
E, dar din ăștia toți câțiva, așa, de fiță, am fost cu ezoterisme și cu chestii de astea. Asta nu mai erau toți. Aici deja, sigur că, fiind deosebit, dar sfânt în ghilimele, acum eram deosebit de ceilalți colegii mei, nu erau cu de-astea, nu erau cu zodii cu de-astea, eu eram deja după altă chestie. Uneori, fiind așa, ți se fie cam suie la nas. Bă, dar uite, eu sunt tare că știu și chestii care fraierii ăștia nu le-au aflat, le mai spuneam și ce s-a întâmplat? Deodată am început să merg și la biserică. În paralel cu astea, yoga, azi și mâine biserică, sau duminică biserică și joi la yoga. Deci eu nu făceam nicio deosebire între yoga, I Ching și biserică, totul era spiritualism. Deci asta era pentru mine și am început să ajung la mintea care, nu știu dacă era la cer, dar nu prea mai era pe pământ. Deci eu începusem, asta e un prim pas de metanoia. Mintea mea nu mai funcționa ca până atunci, ca un materialist care a ancorat total pe lumea asta. Sigur că mai aveam niște chestii, adică îmi plăceau literatura și filmele și literatura și filmele și ele te cam scot. Intri în fiction, basme, chestii de-astea și încep să fie așa cu un picior pe pământ și unul e în alte chestii. Așa eram eu în chestia aia în care era anii 80, când România a început să o ia rău de tot, era dictatură, era foamete în casă, 10 grade, dar eu trăiam într-o nirvană așa. Ajunsesem, și nu din cauza creștinismului, ci din cauza yogii, ce făceam eu chestiile aia, care pe mine nu m-a mai afectat nimic, nici fizic, nici psihic. Au zen, zic unii, dar n-am făcut zen. Păi n-aveam treabă, e frig, nu-i nimic. N-avem ce mânca, nu mănânc, ce mai e? Eu mă simțeam foarte liber interior, nu conta ce zicea Ceaușescu, putea să stea în cap. Nu mă interesau bani, nu femei, nu știu ce, mă interesau gărgăunii mei și cu asta eram foarte fericit și mulțumit. N-aveam treabă. Dacă câștigam 1000 era bine, dacă câștigam 10 lei, la fel de bine. Deci eram samadhi. Și asta a ținut câteva vreme până când s-a ales praful de yoga. În 82, cine își mai aduce aminte, dacă sunteți mai copți, a fost un scandal cu meditația transcendentală, dacă și asta vă spune ceva, și Ceaușescu a zis, ia să dispară toate ciudățenile. Făceam și karate, apropo. Și nici karate, nimic, nimic, nimic ciudat. Și yoga o făceam la... Apropo de yoga, să nu vă smintiți, n-am fost la bivolarul. Deci cu yoga, bivolarul, ăla, toată lumea știe, zici yoga, bivolarul, care făcea și drăgea. Nu... Pentru că am fost la Mario Vasilescu și Mario Vasilescu a zis, bă, bivolarul este un escroc și un porc. Și ce zice el, că e tatra, e pornografie, nu știu ce. Iar eu atâta încredere am avut în ce a zis Mario, că nici n-am mai verificat. Dacă a zis Mario că ăla e un porc, e un porc. Și închis. Și nu era așa celebru bivolarul, a fost porno. A scăpat de el, dar nu m-ar fi interesat antrenorul lui, eu aveam alți gărgăuni în cap. Și eram foarte fericit și mulțumit. Bineînțeles că am început să mănânc vegetarian, s-a terminat și cu carnea, nu? Să evoluez spiritual și toate astea, am evoluat spiritual, nu știu, voi fi evoluat. Dar începeam ușor să pierd contactul cu realitatea. Încet, încet, eu trăiam într-o bulă, așa se spune mai nou, bubble. Ești în bula ta și restul, din partea mea, putea să crape, să zice, bă, treaba voastră, ce să mă fac? Dacă nu vă duce capul, și eram foarte mulțumit și echilibrat. Până când s-a închis asta, n-am mai făcut yoga, am rămas așa puțin debrusolat și a trebuit cu antropozofia. Dar antropozofia ce era? Dintr-un motiv care mie îmi scapă, nici altfel nu știu, dacă te prindea că era asta, puteai să faci și închisoare. Dar nu mă întrebați de ce au socotit-o atât de periculoasă. Ce avea chestia asta? Sectă nu era, deci n-aveai un caracter, ne întâlnim într-un loc, eram niște tipi care citeam niște cărți. Și vorbea și de școala Waldorf, de asta, bineînțeles, reîncarnări, era reîncarnarea Pământului, nu numai ce, Universului, ce era acolo, mortal. Și la care ne întâlneam, mi-au dus ăștia niște prieteni, niște cărți acolo, bă, ține-le tu, eu, inconștient, lasă-le la mine, dacă nu mi-era frică. Dar după niște ani am început să mă plictisesc. De ce? Pentru că eu am fost un tip și pragmatic. Și anume, când am fost cu muzica, am pus mâna pe chitară să cânt. Când a fost yoga, făceam yoga, dar antropozofia era citit. Bă, vreau să o fac.
practic chestia asta, să mă apuc de ea concret. În România nu exista nici o umbră de șansă în 80. Atunci, Tuleu, asta a fost motivația de ce am emigrat eu, nu politic, de ce am fost în situația de a cere azil politic, pentru că eu vreau să cer azil asta și mi-a zis un avocat, ai nebunit, mă, cum să cer azil pentru asta? Zic că politic, zic ceva acolo, să-ți dea aia. Și am îngăimat eu ceva și mi-a dat azil politic. Și acolo m-am apucat, într-adevăr, am găsit ce am căutat, aia. Și am practicat chestia asta ani de zile. Nu intru în detalii să nu vă rețin timpul. Deci am făcut-o și pe asta și am văzut cu ce se mănâncă practicând. Că doar citind cărți, citești și citești. La fel, când am văzut că este fleașcă, am renunțat și zic, și acum încotro. De ce ne apucăm? Că aia nu, aia nu, aia nu, aia nu. Și am fost cuprins de momentul 90 sau 89-90, asta, decembrie 89. Atunci s-a întâmplat ceva, fraților, care a bătut până în Suedia. Deci, voi erați aici, dar eu eram la 3000 de kilometri sau departe rău. Și am luat televizor, eu știu ce e acolo. Și atunci a venit peste noi, așa, care eram acolo, la familia mea, un val că, bă, dar eu ce sunt eu, de fapt? O chestie de identitate. Deci sunt în Suedia, nu știu ce, în fine. Dar eu ce sunt? Sunt român ortodox. Asta e definiția mea. Chiar dacă stau aici de atâția ani și m-au primit ăștia, eu nu sunt suedez luteran. Și atunci asta a fost primul pas. Păi bă, dacă sunt ortodox, ar trebui că eu 4 ani n-am mai fost la biserică. Tăiat total. Ia, hai să căutăm. Să căutăm o biserică. Și m-am dus și m-am uitat în cartea de telefon. Bă, unde e biserica? Nu stăteam în Stockholm, stăteam la țară. Bă, am găsit acolo o adresă. Părintele cu tare la adresa cu tare. Păi, cu nevastă mea, luăm o icoană, hai să ne sfințească și să vedem. Ne-am dus acolo, închis. Am bătut atâta vreme și n-am găsit, nu era cu bine. Ne dăm altă biserică. În altă parte, acolo era deschis. Deci ce vă spun eu, după 90. Mai precis 92, ca să și localizăm. Deci uite câți ani au trecut. Și acolo era o biserică luterană în care într-o capelă slujeau ăștia-i noștri. Și da, am venit, îmi lăsasem barbă, aveam și moacă ortodoxă așa, și a venit părintele, zice, da, poftiți, bine ați venit, tare așa. Și m-a întrebat ce simt eu și am zis, ce să zic eu, profesor de muzică, că nu mai cântam, dar eram, am avut conservator. A, ce bine! Zice, ia vino la strană. Zic, de ce? Zice, cânti. Ce să cânt eu, doamne, că habar n-am în viața mea, n-am dat asta. Dar note nu știu, normal că știu, cum să nu știu. Sunt profesor de muzică. Păi zice, astea sunt scrise și pe note. Știți cum, nu știu cine știe după aceea, muzica bisericească are alte semne. E ca limba arabă, așa, că mai vedea litere arabe și tu habar n-ai niciuna ce înseamnă. Voi știți o litere arabă, dacă vezi, sau chineză? Habar n-ai. Așa, niște, așa era pentru mine psaltică, niște șerpi. Dar ăștia știind, le-au tradus, le-au făcut și cu notația, zice, liniară, că aia portativ și aia solfegeam. Bine, zic eu, atunci, dacă n-aveți altul, erau moși acolo, bătrân care mai venea, mai venea și a rămas eu la strană, așa, onorific, nu m-a angajat, 5 ani și ceva, acum să plac. Și am început să zice, să mai arăt eu tipicul, cum e cu slujba, când ce să zici, ce să faci, nu știu, te mai învăț eu, zicea părinte. Bine, tata, dacă n-ai altul, fac eu. Și veneam 40 ceva de kilometri să facem slujba asta. Dacă. Și alte ori el se ducea la 220 de kilometri, următoarea parohie sau filie. Cam așa arăta. A? Și pentru înviere se ducea la 300 de kilometri. Deci făceam învierea în Stockholm și stătea până la ora 5 dimineața, după care ne duceam la el acasă și ațipeam și ne încucăiam. Și la 12 ziua ne așteptau unii la 200 și ceva de kilometri. Să facă și ei, mă rog, a doua zi, să aibă o slujbă. Tare? Așa arăta pastorația pe acolo. Fraților, de-aia cu nevoințe mari și kilometri. Acum s-au mai făcut parohii, dar atunci erau 3.
Și vă spun o anecdotă, bine că nu e nevastă mai aici, că a auzit-o de 100 de ori, că îi vine rău dacă o aude așa, mai ales că ea și știe. Deci nu anecdotă, e adevărat. Era o babă acolo care venea la noi, dar mergea și la biserica unde am fost eu la început. La biserica aia era un părinte care fugise din țară. Fusese la Nicolae, la Banat, la Timișoara, acolo, și el a fugit de Mircea. E, când fugeai până anii ăia, se întâmplau două lucruri automate. Una, dacă erai like, deci status lua cetățenia, pentru că ai fugit, dar dacă erai popă, ce te făcea? Te caterizau. Instant, ai fugit, pac! Bun, el unde s-a dus? S-a lipit și el de un ținut dubios din New York, de un Vitali, un rus, ceva așa, care nu era cu noi. Bun. Și baba asta, moldoveancă, mergea când la el, când la noi, că făcea așa. Și venea cu vorba, zice, pe părintele Cutărescu, noi dau numele, l-o caterisât comuniștii. Asta umbla ea cu vorba. Și părintele nostru era la Beore, era de aici. Și el a zis, și cine l-a hirotonit? Deci când l-a caterisit, erau comuniști. Asta e cu bătaie și la ora asta. De unii care zice când i-a caterisit, sunt ăia răi că i-a caterisit. Dar când i-a hirotonit, erau cum erau? Că tot aia erau. Deci dacă Vladicu tot te caterisește, e rău. Dacă m-a hirotonit, era bun. Foarte bun. Nu era nici ecumenist, nici eretic, nici mason, nici era... Nu fusese nici la cret. Foarte bun. Era bun. Dar când a luat măsuri, nu mai e bun. Îl fac... Frumos? Zice, caterisirea lui valabilă, dar hirotonia cum a fost? Nu știu ce logică e asta. E bun când îți convine. Și aia baba nu mai a avut continuare. Asta e valabilă și în relația credinciosului cu preotul. Că atunci când îți dă dezlegare, e bun. Dar dacă îți zice, nu te împărtășești, e rău. S-a prostit popa. Da, e... Da. Nu, dar la noi e și mai și... Mai rupem, la noi e mai și că absolut, eu dacă sunt preot... Episcopul meu care m-a hirotonit și eu cred că el avea har și că eu sunt chiar preot adevărat, el putea să fie și homosexual, nu știu, toate nebunire, dar el mi-a transmis chestia asta. Și eu, dacă eu sunt preot, sunt datorită lui și dacă ia măsuri contra mea, zic, nenorocitul porc, uite ăla, nu e valabilă caterisirea. Păi de ce nu e valabilă? Pentru că el e așa, 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 așa. Păi dacă m-a hirotonit, cum de fă valabilă? A? Bună logică? Corect. Foarte corectă. Și asta a fost paranteza. Acum revenind. Eu m-am gândit, evident, fiind muzicant, zic, hai să fiu atunci cântăresc bisericesc. Dar unul meseriaș, nu așa, tot, deci să știu să cânt. Că eu nu știam să cânt, n-aveam emisia. Eu cânt, nici acum nu suna biserică. Suna ce am făcut eu. Și mergeam la biserică, când noi aveam pauză și se ducea el în provincie, mergeam la greci și la ruși. Eram foarte pan-ortodox. Și la greci cânta unul, băi, frate, un grecotei acolo la Patriarhie Ecumenică, ziceai că e Vasilicos, mortal. Și el singur ținea slujba, avea microfon, că era o catedrală mai mare ca asta, avea într-adevăr microfon, dar el cânta singur. Ăsta singur cânta o treia slujba de cădeai pe spate. Saltică toată, mamă, ce cântă ăsta. La Rusnaci era o chestie într-un subsol foarte intimă. Avea o atmosferă mai plăcută și ca la noi. Îndrăznesc să spun să supără părintele pe mine, dar vreau să zic că te simțeai foarte primit. Preotul ăla era suedez și avea un cor de polonezi, deci era foarte pan-ortodox așa. Să slujeam, bănuiesc că slavonă, că ei nu slujesc în rusește, când predică e rusește, da. Slujba e slavonă, la greci, bineînțeles, pe greacă, dar preotul era finlandez. Uite, tot așa, un fel de, nu ecumenism, ăsta se cheamă pan-ortodox. Deci era ortodox, bineînțeles. Doar că locașul de cult erau, la noi era luteran, iar la greci era o chestie care le-a dat-o, fostă catedrală luterană și în care erau ei. Iar la ruși, v-am zis, era un subsol, improvizat, mult mai mic, mult mai mic asta. Și mi-am zis, băi, eu trebuie să învăț chestia asta.
Deci să spune așa, că la un moment dat ați zis că 80% din ce se spunea în astrologia aceea, profilul ăla așa, vi se potrivea și cu toate acestea ați ajuns la concluzia că era o prostie. De ce, dacă era atât de multă realitate, sau îi se părea că e atunci atât de multă realitate, ați ajuns la concluzia că nu este ce trebuie? Asta era... Asta începare, da. N-am ajuns așa instant, dar de la astrologia asta care vă zic, am trecut la antropozofie, care era mult mai sofisticată și cu fițe și cu reîncarnări și cu nu știu ce. Deci erau explicații mai subtile decât faptul că planeta e în sectorul acela și atunci astrologia mi s-a părut depășită. Deci prima fază că am dat de chestii, ia gândiți-vă la asta cu reîncarnări și cu karma. Karma e alt concept care trebuie să fie la modă acum și bineînțeles că se leagă de reîncarnări. Ori când ai dat de reîncarnări și vezi, Doamne, că e sufletul care e separat de trup și el reîncarnează, astrologie e copil de minci. Și atunci, pe mine m-a convins că există omul făcut din suflet și trup și sufletul e nemuritor, trupul e așa și că evoluția spirituală este legată de mai multe vieți. Așa, pentru că tu în timpul vieții faci tot felul de trăznești de experiențe din care înveți ceva. Și apoi te reîncarnezi și în urma chestiilor astea, deci îți dai seama, mult mai atractiv și mai interesant decât faptul că e planeta în semnul cutare. Asta a fost pentru mine pasul care a lăsat astrologia asta, iar antropozofia am lăsat-o, bineînțeles, când am dat de creștinism și asta. Eu citeam, apropo, Teologia Morală Ortodoxă a lui Stăninaie, vedeți, volumul 3 din asta, odată cu Steiner. Deci n-aveam nicio treabă. La mine toate astea încăpeau într-o singură chestie. Doar vorbeau despre ceva de dincolo, apropo, cu mintea la cer. Vorbeam mult de cer. Mie trebuia mult cer, dar să vă spun și asta legat de titlul acestei, ce să zice, conferințe. În primii pași care am făcut eu în ocultisme sau în credință de asta, i-am făcut mult din cărți și mult spre cer. Deci picioarele au cam părăsit pământul. Și asta nu e bine. Dar nu aveam cum să fac. Deci când am descoperit eu, când am cunoscut preoți, deci lucrând la patriarhie, eram cu popii, na, cum le zic eu așa, bă, ăștia nu erau deloc visători. Știți care e profilul unui preot român? Apropo de zodii, indiferent în ce zodie el născut, un preot tipic român este un băiat român și de obicei de la țară. Deci cei care eram din București eram foarte puțini. Restul era din provincie sau de la țară, da? El e etnic român și de la țară. Cum este un etnic român de la țară? E visător? Da? Niciodată! Deci el este ancorat în ale vieții concrete. Foarte tare, mai mult decât eram eu cu yoga. El era cu gospodărie, cu un gospodar. Foarte materialist, foarte pragmatic. De-aia zic ăștia că suntem puși pe bani și uite ce face ăla și ce-a luat și ce-a adres. Neștiind criticii noștri că dacă găsești un popă bogat și avem și noi BMW-uri și cu Lamborghini și cu de-astea, aia nu se face din popie. Dacă ai face nunți și sfeștanii non-stop și n-ai putea să faci avere, ci se datorează unor cu totul alte. Din afaceri, ne are nevasta, farmacie, are socru, nu știu ce, nu din preoție. Mi-a zis cineva, dar nu vreau să-i dau numele, că este chiar o persoană cunoscută, într-un moment, nu e anecdotă așa, m-a prezentat Mircea Baniciu. Am fost și l-am cununat și după nuntă am fost la restaurant și acolo zice, cu tare, nu-i dau numele, zice, uite, ți-l prezint, el este părintele, da, care, uite, am cântat, era la Sfinț, era la Roșu, eu am cântat cu el și ăsta se uită la mine, zice, și te-ai făcut popă pentru bani. Și m-am uitat așa la el, zic, bă, dar e glumă? Nu glumea. Cum, mă, dacă eram chitarist în continuare, aș fi câștigat mai puțin ca preot și câștig acum, deci halucinant.
Din ce să câștig? Ce vrei să fac? Slujbe, non-stop, mărmântări, parastas? Ce poți să faci ca să câștigi bani mai bine ca un chitarist? Deci în capul lui preotul era ăla, negândindu-se că banii nu ies din ce bani să vă ia, mă? Cât să cer? Cât să cer poți feștea? Cât pe o mormântare? Cât? Nu te poți plicopsi din preoții. Hai să fim serioși. N-ai cum? Dar preoți bogați sunt, dar din alte surse. Ne-am înțeles? Da. Acum, să zicem că ați înțeles traseul meu și faptul că în primii ani de preoție, proaspăt absolvent de teologie și nu știu ce, eu aveam și avânt foarte mare și niște repere care erau din cărți mai mult decât din realitate și, bineînțeles, fiind pragmatic, eu vreau ca astea să devină ceva concret. Și atunci încep să te lovești de realitate. Și eu am început așa să mă trezesc puțin spre realitate de când am fost numit la parohie, adică acolo la obor și la obor. Așa, ca o mică paranteză. Dar de ce la obor? O să întrebați, că eu stăteam, deja stăteam aici. Păi uite de ce la obor. Am luat doctoratul și era așa, când ești doctor în teologie, ai dreptul să-ți alegi parohia, pentru că cineva care e hirotonit nu te hirotonește București din start. N-ai cum, trebuie să-ți treacă un, să zice, stagiu, nu? Și eu depășind de stagiu, eram greu și a venit doctor, hai domnule. Și era o listă cu parohiile vacante, așa se face. Și tu te uiți pe bară, ia, parohia cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, aici nu era niciun loc vacant. Și dintre alea pe care s-o aleg. Și cum m-am gândit eu? Back to the roots. Adică acum m-am întors în țară și nu în țară, ci în București. Credeți-mă, dacă eu aș fi fost născut în Sighetul Marmației, mă întorceam în Sighetul Marmației, nu în București. Eu m-am întors în București, că de aici sunt. Eu sunt jet, beget, jetotac. Da? Da? Născut în București. Și unde născut în București? Pe strada Avrig era maternitatea Don Casim. Așa. Și nevastă mea tot. Ne-am născut. Și când am văzut eu că asta e parohia, așa, zic, vă, mă întorc în locul de unde am văzut eu. Și așa am ajuns la Avrig, la oborul nou. Că eu am copilărit în Țepeș, văd de agricultori, a zona, cine știe, acolo. M-a botezat la Mătăsari. Acolo sunt eu bătea, biserica aia care a căzut sau a făcut nu știu ce. Dar la Mătăsari nu era loc. Și m-am dus la obor. Și intrând în contact cu viața de parohie, că până atunci, dacă mă întrebați, păi slujam pe la unul, pe la altul, pe la nu știu ce, eram așa, preot itinerant, hirotonit pe seama capelei Sfânta Ecaterina. Trebuia să fiu și eu ceva. Aia e la facultate, dar nu am slujit acolo. Mă duceam pe la prieteni, pe la Gorgan, pe la aia, pe la... Păi și pe la Darvare, așa, am fluctuat prin București. Dar n-aveam treabă, nu făceam număr, nu aveam activitate, eu aveam treabă la birou. E, când am trecut la parohie, ce am făcut? Să zic că mi-am dat demisia de la birou. Așa, pur și simplu, am zis, eu vreau să rămân în parohie, gata, am terminat, nu mai mă dedic parohiei. Și am terminat cu administrația. Și am început să iau contact cu situația după teren. Și am început și eu cu reforme. Ce e asta, mă? Ce e asta? Ia schimba aia. Asta e coană. Aoleu, asta e coană. Jos, șuturi. Să fac niște reforme. Ce-s cu becurile alea? Ce felul de chestii care ăia le aveau săraci de atât și cu masa asta aici. Am început eu să fac schimbări pe acolo. Ăștia stăteau, zicea, venea de la Patriarhie, de sus, cine știe ce pile are, ce-o fi cu el. Și, mă rog, s-au mai lăsat. Dar după care am început eu să încet, încet, încet să mă cam așez pe teren cu asta. Dar încă mai aveam multe chestii cu rocul satanist, până la început, cu aia, zel tare de tot. Și de-a lungul timpului am început și prin faptul că, zic așa, după ce m-am pensionat mai ales, să iau lucrurile, să pornesc de la ceea ce este. Nu se pornește cu cartea. Dar eu n-aveam cum să fac asta, neavând experiență și practică și viața bisericească, pornind la mine târziu. Eu m-am hirotonit la 47 de ani. Nu se face la 47 de ani. Pasul ăsta se face la 27. Nu? Deci aveam
chestia asta, deși aveam vârsta asta, eu mă comportam ca un tânăr, pentru că eram tânăr în branșe. Și tot timpul atunci am avut comportamentul unuia mult mai tânăr decât era vârsta mea biologică. Și am ajuns acum la bătrânețe cum sunt ea la 40-50 de ani, care iau viața cum e și oamenii cum sunt și asta este. Și plus de asta, nu mă scârbește și nu mă șochează că noi preoții sau noi românii ortodoxi suntem niște pramatici, niște javre, pentru că avem Vechiul Testament. În Vechiul Testament e poporul ales, dacă citiți cum erau ăia, erau ultimile joarse de oameni, deci niște dihănii, ce nu făceau. Toate David cu Psalmul 50 în păcate, fărădești, mazărești, păi cum era cu David și cu Batșeba și ce a făcut și cu Solomon și cu ăla, cu... nu mai știu câte neveste avea, am uitat. Că definitiv mai prin faptul... Suntem sfinți prin botez, dar Părintele a și explicat faptul că există diferite grade sau nivele de sfințenie. Suntem sfinți în sensul de deosebiți, adică aparte de toți ceilalți, iar această sfințenie e ca o putere latentă, ca o potență în noi. De noi depinde, cum a zis la un moment dat, vis-a-vis de dorința de a fi între cei mai buni, să ajungem sau nu în calendare. Noi suntem ăia mulți, în top 1000, dar avem posibilitatea, dacă ne dorim și luptăm, să ajungem în top 10, adică în calendare, să fim la nivelul ăla de sfințenie. Dar asta generațiile de după noi vor stabili. Sfințenia asta însă implică ceva foarte grav și anume, hai să o luăm ca o moștenire. Deci tu ai primit o avere și averea asta n-ai meritat-o, nu se datorează așa, dar ți s-a dat ceva care îi lați n-au, că asta înseamnă de fapt sfințenia asta. Tu ai milioane de euro pe care unii n-au ce mânca, dar când ți s-a dat acest capital, această investiție care a investit-o Dumnezeu, Dumnezeu face noi o investiție, nu? Deci ce vrea? Ca tu, știi cum era, aia, să mulțești talentul, hai să mai vorbim și bisericește. Și talentul nostru e foarte mare comparativ cu ăia care, v-am zis, care nu sunt creștini ortodoxi sau voi bisericoși, iarăși aveți un talent pentru că participând și împărtășind nu știu ce, e altfel decât ăla din bloc care nu vine. Ori când ți se dă mult, ți se cere mult. Corect? Așa e cinstit. De la noi se cere mai mult decât de la ăilalți. Deci, până la urmă, zici uneori, mai bine nu-l aveam, că ce înfricoșător, o să fiu eu în stare. Apropo de mântuire, voi știți că noi suntem toți mântuiți? Deci, când s-a dat sângele pe cruce, Dumnezeu a rezolvat. Noi suntem mântuiți. Faptul că nu ajungem în rai este datorită absolut nouă. Pentru că noi suntem mântuiți. Care noi? Toată lumea. Și-a vărsat sângele pentru toți, nu toți care erau acolo, pentru toți vreodată. Plus a scos din iad. Deci lucrarea de mântuire a Mântuitorului s-a executat deja cu 2000 de ani, știți asta? Nu de acum începe. Și atunci de ce nu ne mântuim toți? Păi uite de aia. Din cauza noastră și opțiunilor noastre libere pe care Domnul nu le ți-a dat atâta, dar zici, bă, faci ce vrei cu banii. Eu ți-i dau. E corect? Da. Ia! Ții atâta, ții atâta, ții atâta, ții atâta, iar aceștia care vorbim că sunt sfinți, primim ca bani mulți, valută forte. Și atunci zice, ce faci mă cu ei? Zice, îi mulțesc, îi bag în afaceri, că el vorbea pe termenii ăștia, de aia, evreilor, care ăia sunt cu afaceri, cu comerțuri, cu, știau camătă, chestii. Zice, bă, trebuie să profiți. Deci eu ți-am dat 100 și ăsta îl faci, îl bagi în negoț, îl bagi în afaceri și îl faci 200. Nu? Capitalul trebuie să aibă profit. Și evreii de pe vremea aia erau cu banul. Și uite ce, ei mulțesc banii acum, dar banii, altele nu le-au mulțit. Noi, românii, ce facem? Nu suntem așa afaceriși ca evrei și nu suntem buni să mulțim banii. Dar trebuie să mulțim harul ăsta. Uitați, o întrebare care se leagă și cred că e de folos pentru bisericoși, cum ați spus. Întreabă cineva, zice, orice lectură spirituală este de folos? În momentul ăsta există pe piață, în biblioteci sau în rafturi, tot felul de cărți care îndeamnă la o spiritualitate, nu neapărat creștină, nu neapărat ortodoxă. Și întreabă,
orice lectură spirituală este de folos, pentru că Sfinția voastră ne-a spus că ați evoluat prin atâtea experiențe spirituale ca să ajungeți la adevărata credință. Am spus însă o situație specială a mea, cum eram eu în anii 70-80. Acum nu mai este deloc situația asta din jur. Nu mai trăim în anii 70-80, e cu totul alt context. Și dacă mie mi-a folosit, pentru că de la materialismul ăla dialectic și marxist și ce era acolo, să faci saltul direct în ortodoxie, nu s-a putea, să rupea gâtul așa. Acum, cei care, nu știu cine a întrebat așa, mai ales dacă e cineva bisericos, că dacă e deja aici... Tânăr. E un om tânăr. E un om tânăr, dar vine bisericos. Păi ăla, omul bisericos, de ce ar căuta... Nu, de... întreabă dacă în general orice lectură e de folos? Nu pot da un răspuns general. Unora, cum a fost mie, mi-a folosit, dar aceeași chestie pentru alții ar fi fost nimicitor. Acum când este libertatea, părinte, când este libertatea asta ortodoxiei, mai este de folos? Ce? Citirea altor cărți când există atâta literatură ortodoxă. Să fie cărți spirituale sau... Da, da. Păi asta ce-ar fi? De curiozitate sau de ce le-ai citit, Valea? Asta cred că... Comparativ. Că uitați, aceeași persoană, mai pragmatic, vă întreabă, trebuie că am scăpat întrebarea asta și... Este de ajuns, părinte, cunoașterea lui Dumnezeu doar... Voi știți omilia Sfântului Vasile către tineri? Mâna sus, cine o știe? Nu, da, nu cred că s-a citit. Dar e vina noastră. E omilie care a făcut-o Sfântul Vasile către... Uite, cum era, eu sunt Sfântul Vasile și voi sunteți tine și întrebați. Că și atunci erau cărți, nu? Da. Uitați, mai pragmatic, același tânăr întreabă. Cel care practică yoga se poate împărtăși? Bă, asta fiind el? Nu știu. Are un prieten. Păi, asta cu pututul împărtășeniei, eu pot să zic general, dar de obicei, dacă ajungem acolo, trebuie să trecem pe la duhovnic. Înainte de împărtășanie, totuși spovedanie. Hai să fim serioși, nu te duci așa dacă ești inconștient. Bine, eu când vine, nu-l întreb, te-ai împărtășit sau cine, chiar dacă nu-l știu, zic să sperăm că... Sigur că asta este la, s-a spovedit. Este la libertatea duhovnicului, dar vă întreabă pe Sfinția voastră, dacă cel care practică astfel de experiențe spirituale, din convingere sau curiozitate, poate să fie și un bisericos sfânt care ajunge să se împărtășească. Păi, să poate ca duhovnicul lui, zicem că ăsta e bisericos și se spovedește, da? Vorbind de astfel de persoană, el trebuie să abordeze chestia asta, să-i spună, uite, am dilema asta, dacă ar veni la mine și mi-ar fi fiul meu duhovnicesc, eu aș spune, bă, ceva. Dar asta nu garantez că toți popii din Beore... Ce ar zice Sfinția asta? Păi și... Ce relevanță are? Nu știu, poate pentru om are. Ce zic? Lasă-te, mă! Ce aș spune? Am avut cazuri, să știți, evident așa, dar cred că nu yoga, chiar karate făceau. Și m-a prins în momentul de zelotism și de ăsta dur, că am zis, deja, nici o karate, nici nu știu ce. Nu mai zic de yoga, dar karate nu vreau. Pentru că știam eu că astea sunt arte marțiale și care asiatice și aiurel și nu știu cum. Acum sunt mai flexibil, adică îl iau pe ăla să văd în ce situație concret. Nu în general că yoga e câh și karate e câh. Aia este cam îndreptarul de spovedanie. Dar ăla este ceva... impersonal. Trebuie să adaptezi toate chestiile astea foarte... strict orientativ. De la caz la caz. Că ce spun matale nu o să fie la el și așa. Nu e o riglă. Asta de ce? Pentru că întâmplător cunosc și am avut o discuție cu acest tânăr. Susține că există și o latură creștină în yoga. Că există o yoga creștină. Meditați. Nu există yoga creștină. Nici vorba. Vrem să o auzim și dintr-o gură mai autorizată decât a noastră. Ce am făcut eu, a murit Marius, Dumnezeu să-l tăie, așa,
Nu era o yoga indiană clasică, era de fapt o yoga cu tot felul de și alte... Deci yoga contemporană nu e aia, să nu vă gândiți că aia sanscrită de pe vremea lui Patanjali sau nu știu ce. Și are tot felul de și alte... influențe. Chestii care le-a luat din ceva asiatic, din ceva științific și din ortodoxie. Apropo că eram, ăsta era român, Mario. Îl cheam Mario, dar era român, nu era italian și bineînțeles că avea de-a face și cu biserica. Bașca că era botezat el. Și atunci sigur că ce ne spunea el acolo erau uneori din, putea să fie de la Părinte Galeriu sau Temir ce. Înțelegeți? Deci e mai complex. Acum, la omilia către tineri, zicea, e de folos să citim nu știu ce, și Sfântul Vasile a zis, domnule, faceți și voi cum să culegeți ce e de folos. Expresia asta o știu, asta, dar nu știu că vin de acolo, vine de acolo. Da, a zis că Albina care Sfântul se Vasile duce... spune ca un tânăr să culeagă din toate științele ce... și artele lumii, așa cum Albina culege exact ce e de folos din toate florile. Uneori chiar din buruieni sau din cele otrăvitoare. Uite, din astfel de discuții ne luăm și lectură suplimentară duhovnicească. Omilia către tineri, chiar dacă sunteți mai copți, cum zice părintele. Sigur e de acolo. Doar două lucruri vreau să vă mai întreb, da, tot așa sosite. Întreabă cineva dacă există telepatie. Din ce ați studiat, citit, trăit și dacă l-ați ajuns la o concluzie. Evident că există, dar eu n-am trăit chestia asta așa, dar sigur că există, evident. Da? Clar. Și și dacă credeți că există, sau zice așa, credeți în existența sufletelor pereche? Ia să vedem ce înseamnă suflete pereche, practic. Adică jumătate. Adică pentru fiecare om există o jumătate? Pentru că probabilitatea să fie o jumătate în 4 miliarde de femei, respectiv 4 miliarde de bărbați, e zero. Și întrebarea e, jumătatea îți devine jumătate? Adică poate să fie cineva care... Sau e undeva și te așteaptă. Exact, sau e undeva și te așteaptă. Mai nu m-am gândit așa, spontan trebuie să dau, n-am studiat așa ce știu eu așa, dacă vorbim de o completare de asta, ne gândim în primul rând la ce ai spus soț și soție. Și știți că sufletul, el n-are sex, nu e suflet de bărbat, de femeie, el e neutral, doar corpul. Eu sunt bărbat corporal, dar suflet de bărbat și suflet de femeie, parcă n-ar fi, nu? El e non-sexual. Și unirea asta între soț și soție, știți că se referă, că zice, cei doi vor fi un trup. Tate, nu sunt niciun trup, sunt trupuri deosebite. Deci o expresie care zice, trei vor forma o unitate de sens mai mult duhovnicesc, nu trupesc. Că unirea trupească știe toată lumea, nu suntem în biserică ce ar fi aia, dar nu la aia se referă, ci soțul și soția se completează și devin așa. Și la asta mă gândesc dacă ar fi o compatibilitate cu sufletul. Și de multe ori am întâlnit cazuri de-astea în care ei erau foarte diferiți. Unul melancolic, altul coleric, unul asocial, schizut, ea era... Deci total... chestii care s-ar bate cap în cap, dar se pot armoniza sau, din potrivă, poate să nu se suporte și divorțează după două luni. Dar suflet pereche, mai mult decât, zic eu, soț, soție, cu cine? Cu un prieten? De să fie un prieten care sufletul... Nu, cred că aici este foarte bine ce ați subliniat, acel lucru că sufletele devin pereche, nu există sau nu preexistă și se așteaptă unul pe altul, ci ele, prin compatibilitatea de idei, principii, viețuire, devin pereche, pentru că altfel am putea să regăsim un suflet pereche, cum a zis, într-un prieten care poate să fie de același gen cu noi și s-ar justifica alte lucruri. Dar înseamnă că noțiunea asta de suflet pereche vine din altă zonă, nu din biserică. Din zona unui om care e preocupat de spiritualitate în general, nu neapărat de... Și dacă implică preexistența sufletelor, noi știți că preexistența socotim că... preexistența ca fiind erezie și origine și asta. De sufletul la noi ia naștere odată cu trupul. Nu există un suflet care așteaptă să se întrupeze vreodată. Și direct când s-a zămislit, atunci este... sufletul și trupul unit, nu dinainte.
Și bineînțeles însă că sufletul e nemuritor. Moare trupul, dar sufletul nu pățește asta, dar apare la un moment dat sufletul. Și momentul ăsta este zămislirea. Deodată cu trupul. Da. Dacă nu mai sunt alte întrebări, doar două lucruri vreau, pentru că, uite, asta mă pot interesa și pe mine. Da, David, te rog, ia microfonul. Și la sfârșit două lucruri care poate ne lămuresc alte întrebări. Întrebarea fiind... Ce credeți dumneavoastră, ca preot în primul rând, despre această concordanță a unor învățături din yoga cu ceea ce spune știința care ajuta sănătatea trupească prin poziții, respirații, exerciții? Asta, și probabil asta raportat vis-a-vis de creștinism. Eu cred că toate întrebările astea trebuie să ținem cont că sunt de la oamenii, cum i-ați numit frumos și îmi place, și o să iau termenul ăsta cu îngăduința noastră, de oameni bisericoși. Deci oameni bisericoși întreabă cum se raportează creștinismul, de ce? Și cred că asta este și motivația pentru care David, un băiat crescut în biserică și ajuns pe merite deosebite la medicină, își pune întrebarea, cum asta răspundem noi, da, cum răspundem noi provocărilor celor nebisericoși, care, profitând și de specialitatea lui ca medic, viitor medic, și de faptul că e om în biserică, îi adresează niște întrebări chiar provocatoare despre lucrurile astea. Adică, într-o discuție despre care v-am amintit mai devreme, acel om care vine în biserică trebuia să răspundă dacă există și o latură creștină în yoga. Pentru că cine practica spunea, dar nu vă faceți griji, avem creștini la yoga. Există o latură creștină, facem rugăciuni înainte de a începe yoga. Și atunci, pe de o parte, chiar bisericosul este dezorientat, că zice, stai un pic, poate e ceva ce-mi scapă. Și pe de altă parte, acela și îndreptățește practica lui greșită prin faptul că unul dintre noi se duce acolo. Și asta întreabă el, revin la întrebarea lui, dacă din punct de vedere creștin, biserica are un răspuns la aceste asemănări sau aceste susțineri științifice la practicile yoga. Păi am spus așa, elementele care le-ar găsi cineva în yoga contemporană creștine există în felul ăsta. Deci ei au luat de acolo, de acolo, de acolo, inclusiv, mai ales că vorbim de yoga din România, în alte parte nu. Deci au luat elemente ortodoxe. Firesc, nu? Profesorii ortodoxi, ăștia care vin sunt ortodoxi, deci au luat ceva. Dar acest ceva care l-au luat se găsește în biserică deja. Nu trebuie să te duci să-l iei de la yoga. Nu are sens. Cât privește latura care ai spus așa, dacă asanele, ca să stai într-un fel, să respiri, am făcut și eu astea, așa, mi-or fi ajutat la sănătate, așa, nu eram bolnav, deci eu n-am făcut ca să mă vindec asta, dar fiecare are câte ceva, un junghi, un... Na, așa este și se poate să ajute strict, dar problema este următoarea, când faci yoga, aia nu doar o gimnastică sau numai posturi sau respirație, ci vine la pachet cu tot felul de alte chestii. Și alea nu mai sunt bune. Că mintea se concentrează asupra trupului și nu asupra spiritului, al lui Dumnezeu. Da. Da, pentru că orice astfel de exercițiu pleacă de la o gimnastică fizică. Și până la urmă noi suntem stăpâni pe corpul nostru și putem să-l modelăm cum credem mai bine. Tu știi asta cu rugăciunea inimii, cu respirația, cum ai zis, că să respiri, să zici așa, Doamne Iisuse, poate aici. Știi, nu? Când zici așa, Doamne Iisuse, stați să faci... Vreau să vă spun înainte să plecăm totuși ceva important legat și de Evanghelia de azi. Vă amintiți Evanghelia? Da. Ați uitat-o? Da. Ce zicea Domnul printre altele? Pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? A zis așa? Bun. Noi la anatomie toată lumea a învățat că, bă, creierul face treaba asta. Și fraza asta, cum adică în inimile, pentru noi este incomprehensibilă. Și mi-a zis și mie, la un moment dat, un duhovnic pe care l-am avut, Doamne, nu e așa. În realitate, rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe păcătosul, îi zice cum? A inimii sau a minții? Îi zice și așa, și așa. Și ce urmărește rugăciunea asta? Să coboare mintea în inimă, corect? Da. Dar de ce să o coboare? Unde e acolo? E în cap. Nu, acum e în cap.
Nu e în inimă. Tu trebuie să faci ceva, așeză, ca să cobori mintea în inimă. E prea rațională asta. Și dar de ce să cobori mintea în inimă, s-ar întreba cineva. În cap ce are? Că noi zicem, bă, bagă-ți mințile în cap. Zicem așa. Și zice biserica, bagă-ți mintea în inimă. Pentru că inițial, și asta nu prea se spune peste tot, omul a fost făcut, Adam și Eva, în felul ăsta. Mintea era în inimă și în cap ce era? Așa, gândurile. Deci omul gândea cu creierul și avea mintea în inimă. După păcatul strămoșesc, printre alte lucruri, a devenit o atrapă de metanoia. Mintea, în loc să fie în inimă, este în cap și noi gândim cu inima, ceea ce niciodată anatomia nu o să recunoască. Ce înseamnă? Știți, capul e albastru, inima e roșie, da? Capul e rece, mintea, inima fierbinte. Tu când gândești cu inima, gândești pătimaș. Deci gândurile noastre și raționamentele noastre, pentru că le face organul care nu trebuie să facă asta, tu aici trebuie să ai sentimente. Rațiunea trebuie să fie undeva la rece, să gândești la rece, obiectiv, să vezi lucrurile așa, pe când noi gândim pătimaș. Și biserica zice, fă în așa fel ca mintea să-ți vină și atunci să fie o minte încălzită, să ai mintea așa, dar gândurile tale să fie emise de cap, nu de inimă. Nu pătimaș. Tare? Da. O știați? Nu? Nu. Nu se prea spune peste tot și da, te gândești, de ce să pogoare mintea în inimă? În locul ei nu este în cap? Este, dar e un loc greșit. Nu trebuie să fie mintea în cap și gândurile în inimă. Exact invers. Să gândim rațional și limpede și obiectiv și așa și mintea noastră să fie, de ce? Că inima este și sediul iubirii. Ați văzut, simbolul iubirii este totdeauna o inimă. Păi degeaba e. Deci iubirea e fierbinte. Mintea noastră nu trebuie să fie rece și înghețată. Deci ne-ați mai descoperit un adevăr că metanoia nu e neapărat un efort, un proces progresiv. Poate să fie și regresiv. Schimbarea modului... Metanoia pe invers, că asta există exact, și metanoia exact, satanică, exact, nu? Exact. Metanoia asta prin care mintea a căzut în inimă, este... Apropo de metanoia care zici, pe vremea noastră se vorbea de omul nou. Da. Și care era ăla, omul nou? Comunist, omul socialist. Socialist care avea viitorul daur să fie comunist. Și ăla creează, într-adevăr, o altă mentalitate. Nu? Aveam alte... Acum vin ăștia cu alt om nou. Nu? Omul transhumanist. Vin cu alte grozăvii și asta... Postmodernist. Asta e tot metanoie, nu e? Da, da. E prefacerea spune, mentalității a omului tradițional în omul zbanghiu. Metanoia poate fi regresivă. Aici se pune și se aduce discuție cumva și legătura între psihologie și teologie. Consilier duhovnic. Ce legătură are cine? Psihologul cu duhovnicul? Pentru da. Tinerii, pentru tinerii din ziua de astăzi. Care, tineri care, în loc să vină la duhovnic, spun, mă duc și la psiholog, pentru că același dialog îl am. Am două facultățile, și psihologia și teologia. Păi uite, când a spus la prezentarea aia, zice, facem un ciclu aici în parohie cu diferite boli, cu nu știu ce. Acum, în biserică, să nu vă supărați pe mine, bisericoșilor, că v-am făcut, v-am captat benevolența, în biserică am dat de foarte mulți sâgniți, nu puțini. Și mai ales de bărbați sâgniți, pentru că un bărbat tânăr care vine la biserică e ceva ciudat. Asta, locul lui normal e pe alte coclauri. Și atunci nu mă refer în biserică la boli fizice. Aia se ocupă spitalul vizare. Dar cum e cu bolile psihice și pe care bolile astea psihice, dacă e vorba de o chestie gravă, atunci cineva vrea să se trateze și se duce la psiholog, pentru că la duhovnic nu prea a găsit remediul asta la o țâgneală. Deci duhovnicul nu, că nu i-a spus ortodoxia, ci băi, eu am o problemă, sunt din iman, am o adicție, o chestie, o ceva, care asta mă apasă. Ești în stare, părinte, să o faci, dă-mi un sfat, fă-te fără rugăciuni. Nu mi-a trecut. Atunci încerc și pe la cabinet sau consiliere, cum ziceți voi. Ia, fă-te creșena, îți dă niște vorbe care uneori funcționează pe moment.
Adică să leagă, așa cum la dentist mă duc și îmi pune o plombă. Dar asta nu mă înseamnă, nu mă face deloc un om duhovnicesc. Apropo de sănătate, voi știți că sfinții din calendar real, top 10, voi ați citit viața lor, erau bolnavi copți. Chiar Sfântul Nectarie, vindecător de cancer, el era sănătos tun? Nu! Nu era sănătos tun. Ba, Paeția Gheoritu sau Cutare sau... Pavel. Păi ce era sănătos? Știți când a murit cu viața Paraschiva, cât s-a avut? 27. Păi o fi murit de sănătoasă ce era, că n-a omorât-o. Arăta foarte îmbătrânit. Păi erau praf. Bă, dar bolnavi rupți. De ce erau bolnavi? Tocmai pentru că atunci când ești sănătos, nu știu ce, îți creează altă stare. Pe când ești praf și te târâi, atunci ai și o smerenie de asta. Deci dă Domnul și niște boli grave și cancere și ce, deși ei vindecau. Pe alții vindeca, făceam noi și el era zob. Ce spui de asta? La fel și noi. Noi preoții ar trebui să fim foarte buni psihologi. Asta zice cartea. Ce spune realitatea? Sunt așa, 10% din preoți care sunt, au și darul ăsta. Pentru că e o calitate specială să fii psiholog. Deci duhovnicul nu este un psiholog. Bașca că nu studiem la teologie, noi nu facem cursuri de psihologie sau psihoterapie. Hai să-i spunem psihoterapie. Deci vine unul din Liban, ce-i spui lola? Sau vine bețiv, ce-i faci? Îi fac rugăciunea seninătății, o știți? La alcoolici anonim. Doamne, dă-mi să fac deosebirea între ce pot să fac. Căutați-o. O rugăciune foarte bună, nu e ortodoxă. Zici să știu ce pot să schimb și ce nu pot să schimb, să fac diferența dintre ele și voi fi foarte liniștit cu chestia asta. Și asta se face la alcoolici anonim, aia, când îi tratează pe alcool. Și fiecare are niște probleme psihologice pe care noi nu ne pricepem explicit să le tratăm. Îi dau doi sfaturi, se fac o rugăciune și Dumnezeu cu mila. Pentru că nu suntem doctori și nu suntem psihologi. Așa cum nu putem să vindecăm, facem Sfântul Maslu, dar vine cineva în cârce și iese tot în cârce. Ce a ieșit de la Maslu într-un picior? Credința? Da, v-a făcut. Da, cine? Da, asta zice că e minune. Dar standard iese cu aceleași cârce. Și vine de 10 ori la Maslu. Vine fiecare la Maslu. Dar ce se întâmplă? Nu s-o fi vindecat el cu cârcele, dar a avut alte beneficii pe care nu le primește la ortopedie. Așa e? La ortopedie pune piciorul și măcar rămâi șchiop, dar ai o altă înțelegere. E minunată trecerea asta de la ce s-a vorbit astăzi către tema de data viitoare. Peste o săptămână va fi invitat un medic creștin care a avut chiar un spital privat, el l-a inițiat și l-a condus 20 ceva de ani, care tratează și din punct de vedere spiritual suferințele oamenilor. Deci este o trecere foarte fericită, doar atât, fără a intra, pentru că dacă vă citesc toate întrebările astea, mai facem o conferință și e o promisiune, vreau să vă spun, ca și altă dată, poate într-un alt post, să ne mai întâlnim și să ne împărtășiți din... Nu vreți să scăpați de mine? Uite, mă mai cheam încă o dată, nu v-a ajuns. Dar atâta vreau și eu răspuns cât se poate de scurt, pentru că sunt oameni care, în biserică fiind și nemulțumiți, neîmpliniți sau nevindecați trupește de tot ceea ce ați spus, apelează la anumite practici medicale, așa numite aleopate, alopate. Și o să vă dau câteva exemple și doar un răspuns generic dacă da sau nu îi îndemnăm pe aceștia să meargă, să urmeze și acolo sau deja intrăm într-o altă zonă spirituală a tratării suferinței. Păi alopat este asta medicina normală, nu asta. Care e alopată? Nu, stați că le curc eu. Nu alopată, ci... Ailaltă! Nu neapărat naturistă, are un termen, scapă acum... Să zicem. Nu, o să vă spun și dumneavoastră înțelegeți la ce mă refer. Da, da, da. Zice așa, alopatea asta normală. Da, dacă un creștin poate să urmeze astfel de practici pe considerente medicale. Hipnoza, acupunctură, reiki,
și mai sunt câteva, dar nu le discutăm. Și, repet, nu intrăm în amănunte ce înseamnă fiecare, ci doar dacă poate să spună, vin, mă spovedesc, mă împărtășesc, merg la Sfântul Maslu, dar mă duc și la astfel de practici care îmi dau niște beneficii trupești. Acum v-am spus că, mai ales după pensie, nu mai sunt fanatic religios ca în tinerețe. Cu atât mai mult, aveți o experiență pe dar care... Dar tot nu sunt de acord cu asta, nici măcar acum. Când am ajuns cu picioarele pe pământ, frumoză, să fie bună și reichi și asta, adică... Și acupunctura, părinte? Acupunctura. Acupunctura. Dubioasă. A. Vedeți că tot bisericoșii, eu de ce vă pun întrebările astea? Sunt niște realități cu care ne confruntăm inclusiv la spovedanie. Și exact ce a spus mai devreme, atunci când îi spui, ești minunat, poți să te împărtășești, ești cel mai bun duhovnic. Când vine și încearcă să te convingă că ceea ce face, tu considerând că exact cum spuneți Sfinția voastră, că e la limită, e de bun augur pentru sănătate și că nu vede o incompatibilitate între a te împărtăși și a merge și la astfel de practici, nu că denotă o neseriozitate sau o disperare în unele cazuri, că nu ai o soluție, dar chiar încearcă să le adune într-un sincretism de care am vorbit și mai devreme, care nu știu cât construiește. Este o atitudine trupească, pentru că pune accentul pe o vorbă populară, zice, sănătate că e mai bună decât toate. Ori noi aici în biserică n-am putea să susținem că sănătatea e mai bună decât toate, după cum nici că cel mai rău lucru care se poate cuiva întâmpla e să moară. Și ați văzut în pandemia asta care a fost, ce a însemnat disperarea omului să nu se îmbolnăvească, să nu moară și era în stare să se vaccineze, să-și pună burniță, să stea la distanță 100 de metri. Deci s-a speculat de către niște dihănii instinctul ăsta nostru de conservare, să zicem așa, că bă, vreau să... La ce bun că sunt bogat dacă sunt bolnav? La ce-mi tihnește? Pot să fiu miliardar și să chei Middleton, fac cancer și să ales praful și dacă am, înțeles, și funcție și bani, nu-mi tihnește că sunt bolnav. Și atunci accentul cade până să mori, să salvezi sănătatea cu orice preț, ceea ce nu e o atitudine creștină și nu e ortodoxă. Pare rău că spune. Adică un om serios ortodox nu poate să pună sănătatea pe primul plan. N-are cum. A! Asta să nu înțelegeți că m-am îmbolnăvit, a zis părinte, nu mă mai duc la doctor, n-am terminat cu doctorul de familie, nici pe departe nu spun. Că și eu am și eu apale mele, m-am operat, mă duc la farmacie, bag cu guloaie în mine, nu știu ce, n-am tensiune, sigur că fac și astea. Dar le fac în niște limite rezonabile. Nu vreau să trăiesc cu orice preț și să fiu sănătos cu orice preț. Până la un punct. Și ca să apelez la chestii alternative sau dubioase, rechiuri, dubioșeni, nu știu ce, bă, dar de ce faci chestia asta? Pentru că nu m-a ajutat aia alopată. Trebuie să fac sau că aia alopată folosește chimicale, radiații ăsta sunt naturiste, adică iau din plante și e mai normal, mai compatibil cu asta, tăia cu chestiile astea, dar scopul care ți-e, mă? Vreau să mă fac sănătos cu orice preț. Nu m-a ajutat nici alopatul și nici masul. V-am zis, am venit bolnav și m-am întors bășoroc. Și atunci mă duc la unul care îmi promite, bă, îți dau eu alifia aia și nu știu ce, și te face bine, îți bag un ac în cap și nu știu ce. Știu că unii părinți au acceptat acupunctura, nu știu, sofrănie, nu mai știu, era o chestie de asta, dar eu, dacă m-ați întrebat acum pe mine, sunt rezervat, ca să nu spun mai rău. Nu recomand. Și dacă cineva face orice preț chestia asta după ce a spus nu, dacă e fiul meu duhovnicesc, pot să iau și măsuri, să zic, până te hotărăști, ia mai luăm o pauză, dar nu pot să vorbesc pentru tine ca te spovedești la păi, bă, tu să nu faci. Asta vorbește cu taica duhovnicul. Sunt unii care o să zică, lasă că mergești cu acupunctura. Nu sunt? Eu fie ca să nu-l piardă pe ăla, să nu-l zmintească, să nu știu ce, fie chiar părintele respectiv crede, pa, mă. Dar de ce nu? Deci îmi cere să dau un răspuns general la ceva nu, care... A fost destul de clar și eu cred că din tot ce ați spus, ca să tragem o concluzie, fiecare dintre cei prezenți a înțeles ce trebuie. Pentru că, sigur, au fost niște întrebări, au fost niște așteptări pe care Sfinția voastră le-ați împlinit,
Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost și în biserică și în discuția aceasta. Vă dorim să fiți sănătos atât cât îngăduie Dumnezeu și vă așteptăm și încercăm aceste întâlniri să le permanentizăm în porsturile mari și de ce nu de fiecare dată să vă avem invitat. Cum? Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să auziți toate nebunile și ne mai vedea. Le-au fost de folos. Doamne ajută!